Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea generală pentru următoarele 2 săptămâni, respectiv 1-15 octombrie 2021. Etalare pentru semnele de foc, berbec, leu, săgetător și vom începe cu zodia berbec, ascendent, lună în zodia berbec. Și haideți să vedem cum va decurge perioada aceasta, intervalul acesta pentru dumneavoastră. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun. Energia principală vine cu faetonul. Probabil în perioada aceasta, unii dintre dumneavoastră veți lua o hotărâre în legătură cu un loc de muncă, în legătură cu o mutare. Foarte posibil să aveți de-a face și cu semnul zodiacal rac. Dar nu neapărat, acum depinde de la caz la caz. Veți da dovadă de foarte mult control în perioada aceasta, veți avea succes, fie la un loc de muncă, fie aveți un rezultat bun în legătură cu sănătatea. Poate veți face un drum. Oricum, este o perioadă a călătoriilor, a drumurilor scurte sau drumurilor mai lungi. Veți cere ajutor sau veți avea nevoie de ajutor într-o anumită situație. Faceți ceva pe acasă și cereți, da, un sprijin din partea cuiva. Aveți nevoie de o rezolvare într-un dosar sau poate doriți sau aveți nevoie ca cineva să facă un drum în locul dumneavoastră. E foarte posibil și această situație. Oricum ar fi, văd că este o perioadă în care veți depăși multe obstacole și veți da la o parte foarte multe persoane care v-au stat în cale oarecum sau care s-au împotrivit, care v-au creat fel și fel de frământări, care v-au creat necazuri, persoane mânioase, persoane care v-au rănit sau situații. Haideți să vedem mai multe detalii. Oricum aveți o arcană majoră și aduce evenimente importante, da, și împrieteniile pe care le aveți cu oamenii din jur, înțelegeri, pot fi chiar și relații de familie. Văd că o să puneți mult accent pe fidelitate, pe sinceritate, pe loialitate în perioada aceasta și, într-adevăr, va fi o perioadă a călătoriilor. Fie mergeți să rezolvați anumite chestii, fie faceți drumuri la cumpărături, faceți ceva acasă, vă pregătiți pentru un eveniment, pentru că văd și o legătură frumoasă în dragoste cu persoana iubită, mergeți undeva sau drumuri către persoana iubită, cadouri, evenimente importante care vor avea loc, dar și foarte multă fidelitate. Deci, vedeți, fidelitatea, onestitatea, sinceritatea predomină, prietenia adevărată, călătoriile, vă revedeți cu cineva. Văd că așteptați semne, așteptați mesaje de undeva, legate de o locuință, legate de o rezolvare, legate de o adeverință, autorizație. Poate așteptați mobilă pentru casă. Depinde de la situație la situație. Oricum, vă puteți baza pe prieteni în perioada aceasta, și chiar dați la o parte anumite persoane care nu și-au rostul, nu și-au loc în viața noastră. Ce provocări vă așteaptă? Aici avem un 2 de bâte. Provocarea vine în luarea unei decizii legate de cămin, de familie, de un eveniment din familia noastră, poate o zi de naștere, un botez, o nuntă, poate fi vorba și de un eveniment mai puțin plăcut, nu știu, poate faceți o pomenire, poate vreți să faceți o masă, poate faceți sfințirea unei case, că poate fi și lucrul acesta. Aveți noroc sau poate fi vorba de anumite cheltuieli pe care le veți avea în perioada aceasta pentru casa dumneavoastră sau pentru un eveniment. Aici vă îngrijorează ce provocare mai poate apărea, anumite zvonuri false, mesaje, telefoane din partea unor oameni care vor încerca să vă ducă în eroare, să vă necăjească. Nu luați în seamă pentru că vorbim de
nu vești, mesaje false, dar minciuni, minciuni intenționate, ca să vă dezechilibreze pe dumneavoastră, să vă pună pe gânduri, să nu vă mai puteți concentra pe ceea ce aveți de făcut. Luați decizii, vedeți care este, pentru că apare și nesiguranța și odată ce apar aceste informații false, mincinoase, vă duc în eroare și puteți face o alegere greșită. De aceea apare ca o provocare. Posibil să aveți de-a face și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător, cu semnul zodiacal, pești. Surpriza. Surpriza vine prin arcana majoră, luna, care duce multă emoție intensă, dar și faptul că atitudinea anumitor persoane din jurul dumneavoastră se va da pe față, adică aflați de anumiți dușmani ascunși, mă rog, persoane care nu țin cu dumneavoastră. Apare un avertisment și automat apare ca o surpriză pentru că sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează. Văd că evitați și un scandal, unii dintre noi. Fiți foarte atenți la vise în perioada următoare. Scăpați de anxietate, scăpați de frică, aflați un secret care o să vă ajute foarte mult pe viitor, scăpați de o amărăciune din sufletul dumneavoastră și de teama aceasta de necunoscut în general. Haideți să vedem mai multe, da, poate aveți o legătură mai stabilă, fie în casă, în familie, în relația sentimentală sau în legătură cu un loc de muncă, cu un parteneriat, lucrurile încep să meargă din ce în ce mai bine, pentru că totul se va trata cu foarte multă maturitate. Aici apar anumite îngrijorări, să le spunem așa. Poate fi vorba de o îngrijorare, da, grijile pe care vi le faceți, dar poate aveți îndoieli în legătură cu evoluția unei situații, dar să știți, aici poate fi vorba și de o plecare în străinătate sau în legătură cu o țară străină, o distanță, dar vedeți dumneavoastră, dispar grijile, dispar îndoielile, neputința pe care o aveți în legătură cu anumite situații, pesimismul, pentru că luna vorbește și de foarte mult gândire negativă, veți sta mult mai bine în general, pentru că veți avea parte de claritate în tot ceea ce vă propuneți dumneavoastră, vă gândiți și prin oamenii cu care aveți de-a face, deci persoanele din jur, cei buni, bineînțeles, o să vă ajute foarte mult. Văd noi începuturi, scăpați de disperare, de necazul de pe sufletul dumneavoastră și vedeți o cale mult mai bună, dar vă gândiți foarte mult înainte. Haideți să vedem din punct de vedere profesional, avem asul de monede care duce un nou început plin de stabilitate, de siguranță. Ceea ce veți începe în perioada aceasta va fi de bun augur și pe o perioadă nedeterminată, cel puțin 2 luni de zile, lucrurile vor merge foarte bine în viața dumneavoastră. Aveți de făcut o alegere. Mare atenție la alegerea aceasta, pentru că dacă faceți un pas greșit, vă veți întâmpina multe obstacole, multe blocaje, stagnare și așa mai departe. Trebuie să alegeți calea pe care o simțiți că vă duce într-o zonă sigură. Și nu vă grăbiți în alegerea făcută pe planul profesional, pentru că veți avea parte de multă siguranță și stabilitate. De aceea, mare atenție la opțiunile care se vor arăta în perioada aceasta, că unele din ele nu sunt favorabile și vă pot duce la pierdere. Dar văd că aveți parte de multe surprize, multă muncă apare în perioada aceasta, veți avea parte și de surprize plăcute la locul de muncă și contractul acesta nou. Poate fi vorba și de o promovare, dar vedeți că mai este cineva care încearcă să vă tragă în jos. Puteți avea de-a face și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Din punct de vedere financiar, avem cavalerul de monede care aduce foarte multă stabilitate și siguranță financiară pe termen lung începând perioada aceasta. Veți scăpa de multe probleme pe care le aveți de ceva timp, poate unii dintre dumneavoastră. Haideți să vedem. Da, apar noi începuturi, noi câștiguri. Puteți câștiga un proces și în urma acestui proces să câștigați niște bani. Poate fi vorba de un împrumut. Un împrumut, da, care o să vă ajute foarte mult. Încetul cu încetul văd că vă ridicați, că așteptați de ceva timp anumite sume de bani.
din munca pe care ați depus-o, poate să recuperați niște bani unii dintre dumneavoastră. Nu împrumutați bani în perioada aceasta, clar, pentru că nu o să-i mai vedeți înapoi dacă o să faceți lucrul acesta. Oricine ar veni, orice problemă gravă ar avea, încercați să nu dați banii din casă, pentru că foarte greu vă vin înapoi. Din punct de vedere al sănătății, avem un 7 de bâte. Va fi o perioadă foarte agitată și foarte stresantă pentru unii dintre dumneavoastră și veți căuta o cale prin care să rezolvați problemele acestea. Probabil aveți în jurul dumneavoastră persoane care sunt, care au o dependență, care exagerează un pic cu alcoolul. Poate căutați un tratament pentru aceste persoane sau poate încercați să le faceți să nu mai consume atât de mult. O fac din suferință, din disperare, poate o suferință în dragoste a cauzat aceste lucruri. Mai pot apărea mici afecțiuni, sezoniere, adică nu sunt probleme. Poate unii dintre dumneavoastră aveți nevoie să consumați mai multe lichide pentru că apare deshidratarea. Dar excese din punct de vedere, excese cu alcoolul, văd la mulți dintre dumneavoastră, din cauza unei probleme de dragoste, ca și cum e o depresie. Poate veți susține pe cineva, pentru că văd că vă luptați aici să aduceți pe cineva pe calea cea bună. Deci nu e neapărat să fie, să fiți dumneavoastră cei care să întâmpinați o problemă de sănătate. Mergem mai departe la zodia Leu, ascendent, lună în zodia Leu. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Energia principală a întregii citiri vine cu arcana majoră Turnul. Turnul care vine și dărâmă din viața dumneavoastră tot ceea ce este clădit pe minciună, pe nesiguranță, pe neîncredere, lucrurile care nu au fost făcute corect sau bine în viața dumneavoastră. Poate fi vorba și de o transformare prin care veți trece în perioada aceasta, poate fi vorba de o trezire. Da, să schimbați ceva în viața dumneavoastră, pentru că apare o schimbare bruscă, o răsturnare de situație. Unii dintre dumneavoastră poate suferiți foarte mult și a venit momentul să încheiați acest lucru, pentru că orice ar fi, după acest turn, lucrurile se vor schimba într-un mod foarte pozitiv. Șocul de care veți avea parte, poate pentru unii dintre dumneavoastră nu va fi resimțit destul de ușor sau de plăcut, dar după acest moment, după ce se va dărma toate lucrurile neplăcute, nefolositoare, inutile din viața dumneavoastră, o să lase loc pentru ceva mult mai bun. Poate veni într-adevăr mai brusc, poate fi vorba de schimbarea comportamentului față de anumite situații, față de anumite persoane, să scăpați de, exact cum v-am spus, de lucrurile care nu mai trebuie să fie în viața dumneavoastră. Ca să vă dau un exemplu, poate vă agățați de o relație, de o situație și trageți cu dinții că poate o să fie bine, dar situația respectivă sau relația respectivă nu trebuie să mai facă parte din viața dumneavoastră și atunci intervine destinul și schimbă tot. Pentru că apar provocări oarecum, văd foarte multe discuții, foarte multe, poate un contract nou, o schimbare, vești, vorbe care vin, situații oficiale, rezolvați un act, foarte multe mesaje au căzut pentru dumneavoastră, haideți că le las pe toate. Se dărâmă falsitatea cuiva, cineva care vă spune că vă iubește, dar nu-i chiar așa, văd mesaje de dragoste, soluții juridice care se vor rezolva, pentru că văd și o siguranță, o stabilitate financiară. Descoperiți poate ceva important unii dintre dumneavoastră, că văd și mesaje,
Poate cineva se dă bine pe lângă dumneavoastră, dar nu are intenții curate. Deci orice ar fi, orice păstrați pe în jur, că văd conversații, întâlniri, interviu, o invitație undeva, cupluri, discuții prin mesaje scurte, deci foarte multă comunicare. Lucrurile acestea se termină vis-a-vis de... Deci legăturile care nu își au rostul sau rol în viața dumneavoastră vor lua sfârșit. Și văd că veți avea parte de o negociere, mai multă dragoste. Deci lăsați mai multă dragoste să vină în viața dumneavoastră. Rezolvați cu o casă, cu actele pentru o casă, construcția unei case, rezolvând bani care vă vin, mesaje importante pe care le așteptați, o siguranță financiară. Deci lucrurile tind să se îndrepte. Haideți să vedem ce provocări. Provocările vin cu faetonul, care vă aduce oarecare control asupra situației. Probabil foarte multă lume care nu vă susține. Fiecare își dă cu părerea și încearcă să vă distragă de la succesul pe care îl puteți avea. Da, pentru că dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră aveți un har. Pot fi piedici în drumurile pe care le aveți sau încercări legate de drumuri, poate așteptați răspunsuri, vești pe cineva de la drum, un ajutor, un sprijin. Văd că va fi cu realizare, dar întâmpinați o stagnare, un blocaj, ceva se încheie în viața dumneavoastră, așteptați o schimbare. Că aici este ca o provocare. Nu găsiți, poate căutați anumite răspunsuri, căutați anumiți oameni să vă ajute într-un proiect, într-o situație, să mutați ceva sau vă dau ca și exemplu. Puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal rac. Vedeți că aveți tendința să vă pierdeți speranța în legătură cu anumite lucruri și automat apare ca o provocare. Poate aveți pe cineva în jur care are o gândire mai învechită, dar văd și motive de bucurie pentru că aflați în cele din urmă ceea ce vă interesează pe dumneavoastră sau descoperiți rezolvarea problemelor, că poate fi și lucrul acesta. Ce surprize vă așteaptă? Aici avem un 7 de bâte. 7 de bâte care aduce o luptă în primul rând. Lupta de a învinge problemele pe care le întâmpinați. Apar fel și fel de provocări, dar veți scăpa, pentru că 7 de bâte a căzut pe poziția surprizelor, ceea ce înseamnă că scăpați de niște dușmani, rezistați în fața unor încercări foarte grele, aveți control, pentru că aici probabil trebuie să vă stăpâniți emoțiile, fricile, gândurile, acțiunile și așa mai departe. Aveți anumite principii, văd că sunteți foarte fermi pe poziție, aveți poate anumite obligații, stilul de viață pe care l-ați avut un pic mai haotic, poate unii dintre dumneavoastră se va schimba în perioada aceasta, scăpați de bârfe, scăpați de multe lucruri și văd că sunteți foarte determinați să învingeți toate situațiile care apar în viața dumneavoastră. Apare un nou început, noi soluții, noi variante, mesaje care vă vin rezolvări în casa dumneavoastră, poate tot căutați să faceți ceva, nu reușiți, dar văd că apare norocul în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră, de la o persoană care este matură sau poate dumneavoastră veți lua situația mult mai în serios, dar văd multă stabilitate în casă. Dar și suferința cuiva poate trece, suferința cuiva văd ca o disperare, nu început, poate ajutați o familie, unii dintre dumneavoastră să rezolve anumite probleme, o familie care este foarte greu încercată, dar tot ce veți avea văd că veți depăși anumite întâlniri, evenimente care vor fi, dar și reușită multă în casa dumneavoastră. Posibil să aveți de-a face și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător sau cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Din punct de vedere profesional, avem cinciul de monede care aduce o oarecare grijă, îngrijorare legată de evoluția lucrurilor, de stabilitate pe care aveți. Poate unii dintre dumneavoastră nu aveți un loc de muncă și sunteți în căutare și deja nu mai sperați că o să găsiți ceva, mai ales probabil din cauza perioadei în care ne aflăm cu toții, dar veți găsi. Nu disperați, pentru că aveți tendința aceasta. E posibil ca unii dintre dumneavoastră să vă găsiți un loc de muncă pe să lucrați în ture sau în tură de noapte. Sunteți mult mai solicitați la muncă în perioada următoare. Apar schimbări. Dacă ați avut o perioadă în care lucrurile n-au decurs bine deloc și ați avut parte de instabilitate financiară sau legate de un loc de muncă, ați fost în șomaj, firma a dat faliment,
se termină bănuții pe care i-ați strâns și încă nu ați găsit un loc de muncă, orice ar fi, văd că veți avea o ocupație și afacere va începe să meargă, văd servicii, prestări de servicii, vă găsiți loc de muncă, deschideți o afacere sau o afacere începe din nou să meargă, trebuie să tratați totul cu mult mai multă lejeritate, mult mai multă simplitate poate. Pentru că de-a văzut și eu un sprijin care vine din partea cuiva. Din punct de vedere financiar aveam regina de monede. Clar, veți avea parte de multă stabilitate din punct de vedere financiar, câștiguri și văd că problemele vor la sfârșit. Sunt pe pauză. Da? Se vor termina problemele pe care le-ați întâmpinat până acum. Pot fi noi legături, noi surse de venit, vă găsiți calea sau găsiți acel lucru de care să vă ocupați și să câștigați mult mai bine. Dar mai poate fi vorba și de investiții pe care le faceți în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră, pentru că tot ați întâmpinat probleme. Poate ați avut bani, dar nu ați reușit să faceți ceva la timp. Acum aveți și bani, dar o să și reușiți să faceți ceea ce vă propuneți. Văd foarte multe discuții în intimitate. Plănuiți o petrecere, o nuntă. Și vă văd foarte precauți în legătură cu tot ceea ce vine, pentru că mai apar persoane care poate încearcă să tragă de pe dumneavoastră, să vă folosească oarecum, dar veți avea parte de surprize. Nu vă lăsați păcăliți de ce vine în viața dumneavoastră. Din punct de vedere al sănătății, avem justiția. Poate veți merge la un control, unii dintre dumneavoastră, cei care nu vă simțiți bine deloc, pentru că, într-adevăr, da, apar anumite probleme. Anumite probleme de sănătate. Poate unii dintre dumneavoastră aveți artrită sau reumatism, probleme cu reumatismul sau aveți grijă la accidente să nu vă rupeți o mână, un picior, pentru că există riscul acesta. Mai văd că pot apărea probleme cu stomacul, cu sistemul digestiv, nu vă alimentați corespunzător, nu... sau pur și simplu, da, aveți un stil de viață haotic, exact cum a spus și la surpriză, trebuie să aveți grijă și la infecții. Infecții și sistemul nervos, din câte văd la unii dintre dumneavoastră. Ia să vedem, mai ales în cazul doamnelor, ar putea fi, dar pot fi semnale false. Toate acestea, cred că apare și oarecare disperare. Poate nu sunteți în cea mai bună formă în perioada următoare și sau treceți pentru o perioadă mai grea. Aveți noroc. Văd că în dragoste sunteți iubiți, aveți noroc, dar e ca o suferință. Parcă treceți așa printr-o pierdere, printr-o veste care vă șochează. Și da, vă poate da multe stări sau să simțiți un gol în suflet. Dar... văd că veți găsi și tratament la problema pe care o aveți. Mergem mai departe la zodia săgetător, ascendent, lună, zodia săgetător și haideți să vedem cum va fi perioada 1-15 octombrie pentru dumneavoastră. Dacă vă doriți o detaliere personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să mă lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun. Energia principală vine cu doiul de spade, cer scuze, care aduce foarte multă îndoială, nesiguranță, nevoie de a alege ceva, parcă vă simțiți între ciocan și nicovală, nu știți ce să faceți. Sunt idei în contradictoriu în capul dumneavoastră, poate vă faceți o strategie, căutați o variantă prin care să decideți ce este corect. Poate aveți de rezolvat ceva în acte, poate căutați anumite dovezi, poate vreți să știți dacă o persoană vă iubește cu adevărat, pentru că puneți foarte mult accent pe partea emoțională, pe sentimente, pe legături. Fie ele de prietenie, de dragoste, de familie, tot ceea ce iubiți dumneavoastră. Cred că aveți anumite așteptări din partea cuiva. Poate fi și un contract pe care îl așteptați dumneavoastră și chiar o să vă surprindă că apare cu multă stabilitate acest contract, aceste câștiguri. Văd câștiguri neașteptate,
care vin în viața dumneavoastră, niște bani neașteptați, o schimbare bruscă care apare sau care contribuie la o îmbunătățire neașteptată în viața dumneavoastră, fie ea profesională, financiară sau o situație pe care o întâmpinați sau într-o situație pe care o întâmpinați unii dintre dumneavoastră. Aveți parte de multă satisfacție, dar veți face și anumite cheltuieli. Pe de altă parte, văd că așteptați, aveți speranța că se va ajunge în situația aceasta, dar avem din nou speranța. Trebuie să aveți răbdare, că e posibil ca anumite sume mici de bani și așa să întârzie sau, exact cum v-am spus, să luați o decizie. Foarte posibil să aveți de face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. O perioadă a îndoieli, în primul rând. Să vedem ce provocări apar. Provocarea vine cu regina de cupe. Poate vă bate gândul să apelați la o persoană care ar putea să vă dea anumite răspunsuri. Aici poate fi vorba și de prietenia cu cineva, o persoană care încearcă să se impună foarte mult în viața dumneavoastră. Văd că sunteți foarte sensibili și emotivi în perioada aceasta, dar văd că veți găsi calea corectă. Cred că e vorba de atitudinea cuiva, cineva impunător, care încearcă să vă controleze și nu vă convine lucrul acesta, pentru că aveți calea dumneavoastră, vreți ceva, adică dumneavoastră știți ce aveți de făcut, dar persoana aceasta are tendința de a vă bloca. Ori apare o persoană care vă intimidează, vă inhibă oarecum și nu știți să mai cum să faceți lucrurile să funcționeze bine. Aveți nevoie de o consolare. Cred că sunteți un pic afectați sau veți fi un pic afectați în legătură cu prietenia cu cineva anume. Faptul că vă implicați foarte mult sufletește într-o anumită relație, într-o anumită legătură, într-o anumită situație și aici aveți un pic de suferit. Probabil aveți așteptarea ca și cealaltă persoană sau cealaltă persoană să se implice la fel de mult ca și dumneavoastră, dar nu va face. Posibil să aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Surpriza vine cu nebunul. Noi începuturi. Noi proiecte care vor fi pe termen lung sau cel puțin veți avea parte de o perioadă senină, o perioadă liniștită, cu calm. Este un ritm foarte lent aici în activități, chiar și o stagnare. Poate veți lua și o pauză, luați un concediu să vă liniștiți, să vă relaxați. Scăpați de un blocaj și din punct de vedere intim. Multă socializare, dar sunteți și îngrijorați poate în legătură cu un proces. Dacă aveți un proces, să știți că, ia să vedem, va fi cu reușită. Un proces pentru o casă, cu o persoană care vă dușmănește. Da, aveți foarte mulți rivale, persoane care vă vizează casa, succesul, reușitele. Odată ce apare pe poziția surprizelor aceste situații, odată ce apar pe această poziție aceste situații, foarte posibil să găsiți răspunsuri, să găsiți rezolvări, dar aveți nevoie de timp. Văd persoane care o să vă susțină foarte mult la acest proces și vor înlătura persoanele negative, persoanele care tot vă fac rău. Probabil din cauza acestora sunteți și în situația respectivă de îndoială, de nesiguranță. Din punct de vedere profesional este un 3 de spade. Sunteți răniți, rădați, probabil la locul de muncă, sunteți judecați greșit, vi se pun în cârcă foarte multe responsabilități sau acuzații. Sau pur și simplu nu știți ce să faceți. Poate vreți să vă schimbați locul de muncă, că nu mai suportați situația de la locul în care sunteți acum. Lucrurile nu merg foarte bine, să știți, și vreți mai multă stabilitate sau poate veți începe să lucrați de acasă unii dintre dumneavoastră. Da, veți avea parte de surprize, poate faceți o cerere, poate așteptați o veste, o informație legată de un nou loc de muncă. Dacă aveți propria afacere, aici veți aflat de trădarea cuiva, cineva care se bucură pe spatele dumneavoastră sau, cum să vă spun, pe munca dumneavoastră. Așteptați un pic, văd că veți descoperi cine tot vă pune bețe în roate și cine face aceste lucruri necinstite față de dumneavoastră și chiar veți avea parte de o surpriză aici. Din punct de vedere financiar avem moartea. Moartea care aduce o renaștere, un nou capitol.
Noi surse de venit, cel mai probabil. Poate nu veți mai avea stabilitatea de altă dată, pentru că o luați de la zero. Apare schimbare radicală în viața dumneavoastră, mai ales din punct de vedere financiar, apar schimbări, poate vă mutați în altă casă, mai multe surse de venit, parcă sunteți la o răscruce de drumuri. Clar, va fi o perioadă a deciziilor, ce faceți, o luați în stânga, o luați în dreapta, cu cine rămâneți, cu X sau cu Y, unde mergeți la muncă, acolo sau acolo și tot așa. Apar schimbări foarte mari și din punct de vedere financiar la dumneavoastră. Chiar dacă trebuie să faceți anumite plăți, după aceste lucruri, oricum există o constantă aici, există o situație constantă și chiar puteți primi vești bune legate de bani. Din punct de vedere al sănătății, avem un 4 de monede. Dacă aveți o muncă statică, foarte posibil să aveți probleme cu intestinele, cu șezutul, cu mersul la toaletă, că apare situația aceasta. Da, nu vă simțiți în cea mai bună formă, dar văd că totuși, poate unii dintre dumneavoastră puneți accent pe aspectul fizic, poate ați luat ceva kilograme în plus în ultimul timp pentru că ați avut parte de o muncă statică sau nu ați făcut foarte multă mișcare, dar nu vreți să slăbiți ca să arătați neapărat mai bine, ci e vorba de sănătate, nu vă mai simțiți în cea mai bună formă. Da, pentru că văd că munca sau ceea ce faceți dumneavoastră în viața de zi cu zi vă ia foarte mult timp și nu mai aveți când să vă mai ocupați și de dumneavoastră. Vă îngrijorează și starea de sănătate a cuiva din jurul dumneavoastră, dar veți afla vești bune. Poate sunt mici excese în unele situații și aici va trebui să țineți oarecum control sau să dați, să dați un sfat cuiva să nu mai facă anumite greșeli. Da, dar e vorba, v-am zis, de o problemă în cazul la persoanele care nu fac mișcare. În general, văd că vă sacrificați foarte mult să faceți anumite lucruri și, da, puteți întâmpina probleme de sănătate. Trebuie să aveți grijă. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!